Vă salut din nou, dragi prieteni, pentru că am avut de la voi cerințe foarte mari să vă prezentăm porumbeii de la Extrem Marathon Love, de la baza de reproducție, și mai ales pentru că foarte mulți dintre voi ne-ați solicitat să vă dau informații despre ce vom oferi în această toamnă în cadrul licitațiilor de pe Top Marathon, care deja au început. Și mai ales cu precădere ne-ați spus că doriți să vedeți ce avem o mare parte din porumbeii noștri, dar s-a pus un mare accent pe porumbeii care avem de la celebru deja trio Magirescu Joc Dorneanu, și vreau să vă prezentăm toți porumbeii care avem de la acest trio care a impresionat prin rezultatele din ultimii ani. În mână vreau să vă arăt un super mascul de 2017, având seria 164380. Un mascul cu o super origine, impecabil, un mascul deosebit. Este fiu direct din campionul național la AS Marathon, fratele de cuib al vicecampioanei, în cuplu cu tripla campioană. Este un mascul deosebit care noi l-am achiziționat chiar în toamna anului 2017, un tardiv, dar care s-a făcut impecabil. Și un mascul pe care l-avem în cuplu cu o super femelă cu super origine, o fică dintr-un olimpic și o vicecampioană la maraton. Pui din acest mascul și din cei care voi presta în continuare, pentru că avem destui de mulți, o să găsiți pe topmaraton.ro. Pentru cei care vreți să vă notificăm când lansăm licitații noi, vă puteți înscrie pe grupul din descrierea acestui material video, în cazul în care vizionați acest video pe Facebook, sus în descriere, în cazul în care vizionați acest video pe YouTube, intrați la descrierea videoului și acolo veți vedea grupul pe care să vă înscrieți, să vă notificăm de fiecare dată când avem descendenți din acești porumbei la licitație pe Top Marathon. Tomaraton.ro, vedeți adresa jos aici în bară. O sumedenie de pui o să avem în această toamnă din acest mascul, dar o să vă mai prezint pe rând toți produsii care avem marca Magirescu Ojoc Dorneanu. Deci ăsta este masculul din de campion național, da? Și haideți să vedem în continuare ce mai avem. Acum vă prezint o femeie cu super origini, este și ea fică din tripla campioană a trioului Magirescu Ojoc Dorneanu. Este vorba de femela 54873 din 2016, fică din tripla campioană, în cuplu cu un nepoș Vasgos Jelema, un fiu din Hellas. O combinație foarte bună, unul din cei mai buni maratoniști ai României împreună cu unul din cel mai bun maratonist al lumii. Această femeie este în cuplu cu, anul ăsta o avem în cuplu cu un fiu direct din Leonidas, porumbelul care a impresionat anul trecut din triplu campion național la maraton, este vorba de roșul Leonidas, scos niște pui superbi. De asemenea, și pui din ei descendenți din acest porumbei îi veți găsi în licitațiile de pe Top Marathon care vor avea loc în acest sezon, în sezonul septembrie-februarie sau septembrie-martie 2021. Plus că vom opri și câteva exemplare ca să, în cazul în care se ține expoziția națională, dacă reușim să avem și un stand ca și anul trecut acolo, o să avem produși din acești porumbei și acolo prezenți la expoziția națională. Haideți să mai vedem ceva. În mână am un mascul, având seria 548755 de 2016. Pentru cine nu știe, tandemul Magirescu Ojoc Dorneanu a mai avut, cel puțin în trecut, când cred că era doar Magirescu și Ojoc, a mai avut o olimpică triplă campioană. Vreau să vă spun că am reușit să achiziționăm și un fiu din această superbă femelă care a reușit rezultate de excepție. Și vreau să vă spun că scoate niște pui foarte frumoși. Chiar anul ăsta am fost surprinși că o fică de-a lui ne-a dat un porumbel care o să-l prezentăm în alte materiale video, a reușit să vină fruntaș la demifond, reușind să vină locul 3 pe lansare, la fond a reușit să vină în primii 1%, plus alte lansări în primii 2-3%. Deci un punctaj foarte bun și are șanse foarte mari să facă un rezultat bun la general, poate și de ce nu la fond. O să continuăm să concurăm. Un mascul superb. Acest mascul îl avem cuplu cu o femelă cucă,
care la rândul ei este fică direct din dublu campion național la fond, care a fost în cuplu cu o femelă scoasă din doi campion național la maraton și vicecampion național la AS Maraton. Deci o origine foarte, foarte, foarte bună. De asemenea, și din acest cuplu o să găsiți la licitațiile organizate de Top Maraton în cadrul acestui sezon. Nu uitați să vă scrieți în grup, acolo vom anunța de fiecare dată când vom posta noi licitații, să fiți la curent cu ele. Un mascul superb. Haideți să vedem ce mai avem. Vă mai prezint o femelă foarte agitată, o femelă foarte dragă mie și prin prisma faptului că chiar și acum, în acest sezon, la etapele cu pui, 3 din 3 pui din această femelă au zburat fond, 2 au și clasat, cred că, sau dacă nu mă înșel, toți 3, dar 2 cred că știu sigur că au clasat. O femelă superbă, este fică din asul la maraton, da? Din 004, în cuplu cu o fică din Super Veldel, mai nou semisoră, cu potențialul campion național la Grand Prix de anul ăsta, la maraton. Deci asul la maraton, loc 1, cu fică din Super Veldel, femelă zburată, parcă loc cu 18, as maraton, palmares, ceva de genul. Știu că într-un an a avut locul 24, parcă, și într-un an locul 18, as maraton și as maraton palmares. Nu am putut să dau femela asta cu nimic altceva decât cu ceva foarte, foarte bun. Este cuplu anul ăsta cu un fiu din Super 023, la Moise Dinu, un porumbel olimpic, care este fiu direct din celebrul Super 61 și semifrate cu Super 40, Super 55, Super 41, porumbei de podium național la categoriile de fond și maraton. Și din acest cuplu vom avea descendenți, care îi găsiți în cadrul licitațiilor de pe Top Maraton. Sau pentru orice detalii ne putem auzi în privat. Nu e nicio problemă, în orice cale de comunicare este binevenită. Deci v-am spus, o super femelă. Seria ei este 164230, deci 164230 2017. O femelă de talie medie inferioară, dar v-am spus, o femelă foarte dragă mie. De-am și dat-o anul ăsta cu un super porumbel. Și nu m-a dezamăgit acest cuplu, cel puțin. O să vedem până la final. Surprizele nu se opresc aici, haide să vă mai arăt ce mai avem. Continuăm cu un super mascul, iar origine excepțional de bună. Tot 100% trio Magirescu-Jordoneanu. Este vorba de un fiu direct din 005, din femela din vicecampioana națională la AS Maraton Palmares, soră bună cu 004, campionul național la AS Maraton, și mai nou de anul ăsta este mama campionul național la Grand Prix, din ce am înțeles. Sunt rezultate de excepție și pur și simplu acest mascul, pe lângă faptul că este fiul din vicecampioană, este și semifrate cu campionul național la Grand Prix de anul ăsta. Un mascul superb. Mai nou intrat în crescătoria Extrem Maraton Loft, 164371. 164371. Un mascul deosebit. Nu ne oprim aici, continuăm să vă arătăm și alte exemplare, pentru că am vrut să vă asigurăm o calitate genetică deosebită. Și la Extrem Maraton Loft am făcut investiții colosale ca să vă asigurăm niște produși de cea mai înaltă clasă și cea mai bună calitate genetică. Haideți să vedem ce mai avem, surpriză! Continuăm cu o superbă femelă albastră cu pană albă. 100% soră cu 004 și 005 din aceiași părinți. Soră bună cu doi porumbei de top, super origini și super rezultate. Este vorba de campion național la AS Maraton și vicecampioana națională la AS Maraton Palmares, doi frați de cuib. Este soră 100% cu campioana și vicecampionul național. O femelă excepțională, foarte musculoasă, oase puternice, talie medie spre mică. Cu siguranță acești porumbei au șanse foarte mari să performeze și în zonele puțin mai dificile.
Nu ne oprim aici, vreau să vă mai arăt o super femelă. Nu uitați, pentru cei care doriți să vedeți când avem disponibil descendenți din toată colonia de porumbei ce avem de la trio Magirescu Joc Dorneanu în cupluri cu alți super porumbei, nu uitați să intrați pe grup dacă cumva vizionați acest material pe Facebook, iar dacă vizionați acest material pe YouTube, în descrierea materialului video sau chiar și în comentarii aveți accesul la grupul care l-am ființat, unde vă țin la curent cu toți produsii care o să se scoate la licitație în acest sezon pe topmaraton.ro. Haideți să vedem mai o surpriză. Am lăsat pentru ultima dată o bijuterie de femelă care, sincer să fiu, îmi place enorm de mult, este deosebit de frumoasă. Să sperăm că în asemenea măsură va fi și foarte bună reproducătoare. Este vorba de o femelă direct din cei doi frați de cuib, 004 și 005. O femelă cu un ochi superb și cu o alură excepțional de frumoasă. O femelă deosebită, de o tardivă de 2018, 24, 82, 66. Talie medie, foarte musculoasă și foarte puternică, care nu am putut anul ăsta decât să o cuplăm cu un porumbel pe măsură, și anume direct cu campionul național la AS Maraton din 2014, la AS Maraton Tineret, și am făcut un superb cuplu. Să sperăm că o să iasă niște pui foarte, foarte frumoși și foarte buni reproducători, ținând cont că au în spate un bagaj genetic excepțional. De asemenea, și pentru detalii ce țin de produse din acest cuplu sau pentru orice informații care doriți să le aflați de la noi, puteți să ne contactați în privat pe numărul care îl vedeți în grupul de WhatsApp ce vi l-am afișat, pe mesaje private sau prin orice cale doriți. Vreau să vă spun că la Extrem Maraton Loft, pe lângă acești porumbei ce vi-am prezentat, avem în jur la ora actuală de 80-90 de fii din campion național și câțiva campion național la baza de reproducție, tocmai pentru a vă putea asigura material genetic de cea mai bună calitate, mai ales pentru cei care doriți să vă dezvoltați compartimentul de reproducție sau pentru mulți dintre voi care, probabil anul ăsta, anul trecut, aveți o familie de porumbei care vi-au venit constant în crescătorie, dar vreți să introduceți o genetică mai bună. Tocmai pentru asta noi am lucrat ani de zile, de 4 ani de când am făcut proiectul Extrem Maraton Loft, am adus doar super porumbei, super origini la baza de reproducție și mai exact campion național sau fi direct din campion național, tocmai pentru a vă asigura o genetică extrem de bună. Fiți la curent cu toate informațiile care le punem, dând o apreciere la pagina Extrem Maraton, dând un like la canalul de YouTube sau o abonare, sau pur și simplu vă puteți înscrie în grupul de WhatsApp din descrierea de sus de pe Facebook sau de descrierea de sub video dacă vedeți acest material pe YouTube. Eu vă salut, toate cele bune și să știți că vor urma și alte prezentări cu alți produși vom avea disponibil, adică produși din ei, în acest sezon de licitații. Vă salut și toate cele bune!